Sunteți mulțumită și cu un egal? Da, sunt mulțumită și cu un egal, deoarece Regla este o echipă care luptă pentru podiumul Ligii Naționale, este o echipă care comunicăm de la stânga la dreapta, sunt poste jucătoare sau chiar actuale medalii de Ligii Naționale, sunt acolo unde ar le arăt și clasamentul. Sunt sigură că pentru noi acest egal este mai mult sau mai puțin ca o victorie. Se puteau ține totuși o victorie. Pentru asta ne-am mutat după 36 de minute să obținem această victorie. Sincer să fiu, mă bucur primul și primul de atitudinea echipei, de sacrificiul care l-au arătat și faptul că, deși am condus, după aceea ne-am condus din nou, poate am egalat noi, am reușit să menținem ritmul, să nu avem situații foarte mari, să devenim un joc, pe care am posibilitatea de a câștiga multele echipe. Acest punct vă ajută în lupta pentru play-off-ul? Orice punct acumulat ajută pentru o echipă mai superioară și, bineînțeles, noi în continuare sperăm la niște victorii și probabil rezultatele celorlalte.